Vreau să te gândești la un lucru pe care toată lumea l-are comun, fie că e om sărac, fie că e om de succes. Gândește-te puțin la ce are toată lumea în comun. Efectiv, oricine e pe stradă, toată lumea are ceva în comun. Dacă nu Ți-ai dat încă seama încă din titlul videoului, este vorba despre sacrificiu. Fiecare persoană a sacrificat ceva. Fie că este o viață bună, fie că este o viață mediocră, fie că sunt jocurile video, fie că sunt țigările, fiecare om a sacrificat ceva. A sacrificat un lucru în viața lui pentru a ajunge la nivelul la care este, fie acela negativ sau pozitiv. L-a sacrificat. Și cred că asta este o lecție foarte, foarte importantă în self-improvement: faptul că tu trebuie să înțelegi că nu le poți face pe toate. Și trebuie să sacrifici anumite lucruri. Cu această lecție mă, cu, mă confrunt și eu pentru că încerc să jonglez prea multe lucruri deodată. Și sala, și școala, și YouTube-ul, și să învăț mecanică. Și nu am destul de mult timp ca să le fac pe toate la o capacitate maximă. Și sfârșesc prin a fi mediocru. Ceea ce nu-mi dore. Trebuie să înveți că sacrificiul este cel mai important lucru pe care poți să-l faci. Cea mai bună variantă de a deveni mai bun este sacrifici să fii mai rău să sacrifici faptul că, ok, tu astăzi nu vei mai sta peste ora de culcare și te vei culca. Oamenii excelenți au sacrificat plăcerea de acum. Ei au înțeles un concept foarte interesant de întârzierea recompensei. Ei și-au dat seama faptul că dacă ei aleg să nu experimenteze acum recompensa prin diferite gratificări instante, ci aleg mai degrabă să aștepte să muncească până când recompensa pe care o primesc ei este mai mare. Iar atunci s-au bucurat mai mult. Au înțeles faptul că merită mai mult să aștepți până când vine a doua bezea, dacă știi experimentul cu bezelele, dacă nu ți-l povestesc imediat, ca viața lor să devină mai bună. Au așteptat a doua bezea. Este un experiment cu doi copii care au demonstrat că cei care sunt în stare să întârzie gratificarea instantă vor fi niște oameni de succes. Și au luat niște copii mici de vreo 6, 7, 8, 9, 10 ani și le-a pus pe masă și le-a dat o bezea. Și le-a spus, nu mâncați bezeaua până când mă întorc eu, dar nu spun în cât timp se întoarce, și veți primi două bezele. Veți avea dublu lucruri din fața voastră dacă așteptați până mă întorc eu și nu mâncați bezeaua. Bun, a plecat doctorul, se uită pe camere să vadă ce făceau mă copiii. Se tot chinuiau băieții să nu mănânce bezeaua și mare parte din ei au mâncat bezeaua. Dar nu e asta problema. Problema este că după ce au mâncat bezeaua, copiii aceștia au fost urmăriți de-a lungul vieții lor. Experimentul ăsta a fost făcut pe vreo 10-20 de ani. Și au concluzionat că copiii care au fost în stare să aștepte până la a doua bezea au avut o viață mai de succes decât cei care au mâncat din prima bezeaua. Ceea ce E foarte logic pentru că, oricum, dacă tu nu ești în stare să sacrifici plăcerea de acum pentru că, pentru o plăcere mai mare în viitor, nu vei avea plăcerea mai mare în viitor, vei avea o plăcere mai mică, mai constantă. Ceea ce poate pentru unii oameni e suficient, poate pentru unii oameni îi mulțumește, dar dacă ești pe acest canal, dacă te uiți până aici, clar nu te mulțumește mediocru. Tu nu ești un om mediocru, vrei să fii excelent, vrei să fii un antreprenor bun. Vrei să fii un tată bun. Și asta e ceva ce cu toții cred că ar trebui să aspirăm. Numai că unii oameni pur și simplu se mulțumesc cu puțin. Probabil le place să se mintă pe sine însiși. Dar nu. Noi nu ne mulțumim cu puțin. Noi încercăm să scoatem cât mai mult din noi, cât mai bine. Și asta cred că ar trebui să încerci și tu să faci. Cât de mult ești dispus să sacrifici pentru tine din viitor. Pentru că tu din viitor e cam baza la ceea ce va fi în viitor. Dacă vei avea viitor. Dacă tu din viitor nu ți-l stabilești tu, tu dacă nu ți-l stabilești pe tine din viitor să fie un om dotat, să fie un om cu niște abilități importante care poate să facă bani, un om care este antrenat să fie disciplinat. Atunci vei avea de suferit și vei avea de suferit din cauza regretului, nu din cauza disciplinei. Sunt două suferințe prin care poți să treci. Suferința de regret sau suferința de disciplină. Și bănuiesc că vrei să alegi suferința de disciplină pentru că tu atunci când muncești foarte mult, la un moment dat vei suferi pentru că n-ai niciun chef să faci asta și tot te forțezi să o faci. Și na, te doare, dar după te simți bine. Te bucuri foarte tare că ai făcut acest lucru, că ți-ai invins această atitudine, atitudine de om slab care voia să se dea bătut atunci când a dat de greu. Și așa evoluezi. În self-improvement e vorba să sacrifici pentru tine din viitor. E vorba să alegi să nu bei acum alcool pentru că tu din viitor nu-i va plăcea. Vei alege să te culci la ora la care te-ai programat că te vei culca pentru că ție din viitor nu-i va plăcea să, te, să se trezească obosit. Trebuie să urmezi niște spași care implică suferință, implică foarte multă suferință, dar merită. Sau poate pentru tine pur și simplu nu merită. Pentru mine merită și am de gând să urmez acești pași mereu. Sacrificiul cel mai mare pe care poți să-l faci este tu din prezent este efectiv să te sacrifici pe tine de acum pentru a crea o versiune mai bună a ta. Să efectiv să te sinucizi pe tine, dar nu la modul propriu, ci la cel figurat prin care tu evoluezi așa de mult încât te renaști odată la un an, odată la șase luni, de tot renaști, devii o altă persoană. Nu mai ești tu de acum uși un an de zile, ești total altă persoană. Și asta înseamnă sacrificiul suprem faptul că tu te sinucizi pe tine din prezent pentru ca tu din viitor să fii o versiune 2.0 upgradată, dotată cu toate dotările pe care ți le dorești. Despre asta e vorba, sacrificiul. Și astăzi, în ziua ta, sunt destul de sigur că poți să sacrifici o grămadă de lucruri de căcat. Eu, spre exemplu, ieri am pierdut o grămadă de timp vremea uitându-mă pe YouTube, am pierdut cam o oră, iar apoi am pierdut o oră mâncând, am stat foarte, foarte mult la masă și regret asta. De aceea o să reîncep să mai scad din uh, timpul pe care îl petrec la masă și uitându-mă pe YouTube. Chiar începând de asta. Dacă mai vrei să vezi videoclipuri de la acest YouTuber neconvențional ca și mine, te-aș ruga să lași un subscribe, va fi un câștig pentru amândoi. Primul link din descriere este serverul meu de Discord, unde facem apeluri săptămânale. Și ultimul, dar nu cel din urmă, începătorul de astăzi, este maestrul de mâine.